Cu toții ați auzit de Zebra Show, cu toții ați râs măcar o dată la glumele lor, dar cu siguranță nu toți ați fost la cel mai recent show al lor. Am fost noi și am selectat glume, momente amuzante, dar și emoționante. Și vă invităm să urmăriți următorul reportaj. Un grup de 15 băieți pasionați de umor au pregătit timp de 2-3 luni o nouă ediție Comedy Zebra Show. Sala Filarmonicii Naționale a fost plină, publicul fiind predominant tânăr, iar zâmbetele și aplauzele au fost cea mai mare răsplată pentru nopțile de repetiții și organizarea a show-ului. Stop. Mă scuzați, s-aude bine în sală? Da! Poate m-ați ascultat cuvintele. Era ideea, dacă vreți să începem Zebra Show, trebuie toată lumea să strige zebra, adică strig eu, zebra, după care voi, zebra, după care eu, zebra, după care voi, zebra. Așa ești tonalitate, m-ați înțeles, da? Hai încercăm încă o dată. Băieți, muzica! Cine e generatorul celor mai multe idei și glume în echipa voastră? Nu știu dacă putem să evidențiem pe cineva, dar... Politicienii noștri sunt prima noastră sursă, dar noi asta de fiecare dată spunem și nu uităm, dragi politicieni, salutare vă toți! Dar dacă este vorba de oamenii care lucrează, cred că este un lucru colectiv. Adică este o idee generală la care se lucrează, după care împreună. Fiecare din noi își face un aport, fiindcă noi suntem destul de diversificați, cum observați chiar aici, unul mai întunicat, altul mai înalt, altul mai lat. Zebra. Și, da, zebra, hai să spunem așa, o linie albă, o linie neagră și fiecare își aduce aportul cu o viziune specială pe umor. Fiecare ediție de-a voastră este specială și deosebită prin ceva, cu ce veniți astăzi? Doar cu exclusiv, cu multe, multe actualități. Și desigur cu un umor general care putem să-l atingem în fiecare zi, adică nu ceva special, unde poate sperăm fiecare din spectatori să se revadă, să se regăsească și atunci mi-a plăcut să zâmbești și să râzi singur de tine. Este mult umor social care noi vrem să-l atingem, deci o întrebare care măsură să-i sesizăm pe spectatorii noștri în umorul acestui zeal, să se vadă dintr-o parte cum asta arată și anumite probleme sociale pe care cineva poate le uită, dă cu piciorul în ele, dar noi prin umor vrem să le atingem, să demonstrăm că ele nu trebuie lăsate așa, pur și simplu. Și de-a lungul anilor am observat că oamenii râd la ceea ce simt. Dacă vreodată au fost o întâmplare cu dânsii, ei râd la asta 100%. Tic. Spate? Bună ziua! Tratam-o, spate, tamu! Eu o lună în urmă am depus actele ca să schimbați familie de șcarabnei în șcarebnei. Am înțeles. Poftim. Da, mulțumesc. Da, șcarabnei, șcarebnei. Perfect. Așa, da, mulțumesc mult. Doamnă, eu într-adevăr v-am rugat să schimbați șcarabnei în șcarebnei, dar eram Eugen, nu Evgen. Domnule, la mine pe ușă ce scrie? Doamne, greșeala voastră! La mine pe ușă ce scrie? Eliberarea actelor. Vă rog frumos, în 512 vă apropieți, scrieți cerere. Da, doamnă, nu-i problema mea. Scrieți cerere și veniți pe urmă. În 512, da. 512. Au trecut 2 luni. Tic. Bună ziua, spate. Doamne, eu o lună în urmă am fost, am depus ca să schimbați șcarebne în șcarebne, după care ați greșit și ne-a scris în loc de Eugen, Evgen. Am venit să-mi iau actele. Da, poftim, controlați Eugen? Eugen, da, perfect, da, mulțumesc. Șicoladne Eugen? Voi vă bateți joc aici sau cum? Doamne, la mine pe ușă ce scrie? Doamne, șicoladă, la mine pe ușă ce scrie? Eliberarea actelor scrie. Vă rog frumos, da, mă duc în 612, ce am înțeles. Scrieți cerere și veniți pe urmă. Au trecut 6 luni. Bună ziua! Mai scurt, eu sunt omul și ăla care a venit și-o cerut din șcarabnei. Sunt scris în șcarabnei. Dar dumneavoastră mi-a scris șicoladnei, șcarabatnei, șcarabucnei, de numai nu șcarabnei. Poftim? Ia să vedem ce avem de data asta. Șicarnei Ruslan! Mulțumesc, îmi place, dar e o șcarebne! Prin ce nu prin cap a
Сашка Рябний! Добре, що ти внести публіка, беру фрумоз на мені дуже тіскіє. І ліберарі актіва скрині. Беру фрумоз. І 6-2, що він заліз. Ну, 6-2, скажеш. Та у ті, баба Зіна. Ти мені пастрі пустіць? Ну. І 6-2 скрині параді, і 6-2 скрині. Фу. А в трикут той, а. Ziua! Ce mai faci voi? Cum acolo copii voștri? Da și, veneam un srac băietul. Serios? Da, am să vezi soție însărcinat la băiet, da? Da, așteptăm eu pățăi! Bravo, bravo! Tati, băi, vă mulțumesc și un tort, așa? Da, tortul ea ne cunoaște. Da. Mai scurt, Dânia, Crișel, eu mă duc de dat scrâșirii să schimb familia, da? Da, putem chiar bată și dat piele. Da, a. Da, okay. Gata. Eu precizu și mă duc acasă, pe 5 minute, da? Da, mă, 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 Шкаребний є учен? Так, скоршина, сочи, на ціні робити! Так! Та допитати, уйди! Георгій, дайте вам його з Василем допитати! А ми майдуть! Майдуть, 6-2 прийшли! І пан Сукіндось, протеж, і 6-2 при апараті! Блін, не через мати! Care este scopul principal al acestor ediții pe care le organizați? Educați publicul, culturalizați, ce faceți de fapt? Da, noi dorim să realizăm, oamenii să realizeze că există umor și în limba română, nu doar în ceva britanic sau limba rusă, pe care toți sunt deja educați majoritatea. Mai mult să înțeleagă umorul în limba română poate avea un specific ceva de-al nostru, moldovenesc, nu numai decât, da, tradițional. Având diferite specialități și fiind toți diferiți, când găsiți timp să vă întâlniți și unde, de fapt, faceți aceste repetiții? Noaptea, în cea mai mare parte. Nu, deci încercăm să ne facem timp maximal posibil, chiar dacă programele noastre sunt full încărcate, majoritatea din noi sunt medici, avem și profesori de la Universitatea Tehnică, apropo, dar majoritatea suntem medici, oricum reușim. Entuziasmul, cred că, prevalează asupra graficului încărcat pe care îl avem noi. Domnul deputat, bună ziua! Cum trăiți? Mi-ați văd că ați slăghit de când salariile și le așa smetitele. 7.500 lei. Cum să trăiești, oameni buni? Facturi, comunale, chestii. Ei, săracul de tine! E ca eu la țară prânesc pensii 900 de lei, ne-ajunge. Ne-ajungi perfect. Mai cresc un animal, nici acolo, e ca vând, am venit la piață, mă, ceva. Apropo, am niște mirodenii, vreau să vă dau și vouă. Mirodenii puneți în mâncare și așa-i bun, tă, în tăt adăugați. Doză mai mare, hai. O travă, o travă, o travă, la Guzgan, o travă! E bine că apare mai mult umor la noi în țară, pentru că avem despre ce vorbi și râde și cred că noi suntem prea triști uneori și mai avem nevoie de momente de astea. Happy! Îmi place carisma lor, în primul rând, și îmi place pentru că, în primul rând, sunt prietenii mei și de-aia vin de fiecare dată ca să-i susțin. Și îmi plac foarte mult glumele lor, sunt destul de originale. Și asta mă impresionează cel mai mult. Imaginați-vă în primăria unui sat. Dorogo! Rare! Sultan Suleiman Primar Asaștecte! Salut, Шехзаде! Раздарам, Майдан! Аша, кум примария ще с ваши, кум ще ще факт территории лишеля мастра Дина Анатолия, ще вас уручей. Да, ма ты стрик территория, кум вас отец шаколу примар. Ты дома, не ж мне идти. Угу, кла, вон третий стволок. Иси, Майдан. Берлибей! Берлибей, Мехмед! Феррари! Феррари!
Kerem Sultan! Soarele ochilor mei! Marele Sultan Suleiman! Roba ta a venit la tine! Suleiman, știu că în haramul tău sunt toate fetele din sat și femeile. Dar când îți spigăvă ești, sluna stelelor mele, pământul de adineaur, să vii și la mine în vizită într-o seară. Ochiul Rem, sufletul ochilor și-a globilor locroare mei, irisul prăpastei izvoarelor tămăduitoare, lacrima și curge pe schinarea ta. Am să vin joi, după cum ți-am promis. Îți mulțumesc, Marieta. Ce-i bine, da? A să avem sărbătoare, Sultan vine la noi! Oh, sex shop! Este binevenit și mai ales pentru ce ține pentru tineret, care face tineri ca să, cum vedeți, sălile să fie pline. Cred că sunt niște băieți ingenioși și bravo lor atunci că au de fapt posibilitatea și au curajul să vină cu ceva nou. Pentru că mai sunt tineri mult talentați, trebuie să recunoaștem, dar mai puțin sunt isteți și îndrăzneți ca, uite, să organizeze chiar un eveniment de o asemenea amploare. Văd multă lume bună și frumoasă și sperăm că va fi o seară deosebită. Vin de câte ori am ocazia, hai să spun așa. Eu nu vin atât de des, sunt cam printre primele ori, să zic așa, dar îi apreciez foarte mult, îi apreciez talentul și trebuie să recunosc că îmi place să merg la asemenea evenimente. Uite tu! Nu! Hai la 1, 2, 3! Păi la 4 mai bine. 1, 2, 3, 4. Ui, le-a până la mâre! Dă-ți mai ieșim de mașină. Nu-i deschide. Ocupat! Deschide că ne vinde de-am. Vezi de cine lucrează poliția rutieră, deodată e pe loc la cine! Zăzi ce drept a venit, deodată! Poate e nelămurit cu banul. Cum? Eu azi am primit salariu. Un 7500 lei merge. Deci îți faci cu 7500 lei? Nu știu, faci